rodia și curmalele, prietenele inimii, profitați din plin de sucul de rodie, căruia îi puteți indulgi gustul prin asocierea cu câteva curmale. Aceasta măcar până când apar fructele autohtone. Beneficiile pentru inimă pe lângă faptul că această combinație poate constitui oricând un mic dejun energizant sau o gustare exotică plină de vitamine și nutrienți, mai există un argument puternic în favoarea acestei asocieri. Specialiștii israelieni au demonstrat că rodia și curmalele pot proteja inima de îmbolnăvire. Practic, aceste două minune ale naturii sunt ușmani redutabili ai procesului de ateroscleroză, în care constă și acumularea de grăsimi periculoase pe pereții arterelor, fenomen ce poate duce la accident vascular și la infarct. Procesul de ateroscleroză este complex și este determinat de mai mulți factori, însă oxidarea colesterolului și acumularea sa pe pereții vaselor de sânge este o componentă importantă, ce poate avea consecințe grave asupra stării de sănătate a vaselor de sânge. Aici intră în scenă asocierea rodiei cu câteva curmale, pentru că acestea conțin substanțe antioxidante, polifenoli, care împiedică oxidarea legele colesterolului, așa numitul colesterol rău și favorizează îndepărtarea sa de pe pereții arterelor. Combinația dintre rodie și curmale, pentru că rodia și curmalele conțin polifenoli diferiți, cercetătorii israelieni au ajuns la concluzia că o combinație dintre cele două vegetale extrem de benefice poate avea un impact și mai mare asupra organismului decât consumul separat de rodie și curmale. Chiar și sâmburele curmalei conține substanțe antioxidante benefice. Studiile au fost făcute pe celule arteriale, dar și pe cobai, iar specialiștii au ajuns la concluzia că tripla combinație de sut de rodie, curmale și sâmbure de curmale, reduce cu 33% stresul oxidativ și cu 28% cantitatea de colesterol decusă pe artere. Dar și fără sâmbure, efectele sunt similare. Beneficiarele acestor descoperiri sunt în primul rând persoanele care au risc crescut de boală cardiovasculară. Însă și persoanele sănătoase pot consuma un pahar cu sut de rodie alături de 3 curmale pentru a-și menține aparatul cardiovascular într-o stare cât mai bună. Medicii israelieni insistă asupra beneficiilor sporite ale combinației față de consumul separat de rodie și curmale. Dacă nu vă plac rodiile, este ideal să consumați 100 grame de curmale sau o mână de curmale în fiecare zi pentru a obține toți nutrienții esențiali. Un studiu în sprijinul curmalelor ca antiinflamatoare a arătat că frunzele curmalei pot fi considerate o sursă bună de medicamente naturale antioxidante și antiinflamatoare. Diferiți compuși activi prezenți în extractul Phoenix dactilifera, cum ar fi flavonoidele, steroizi, fenolul și saponinele, care joacă un rol antidiabetic, iar acești compuși din alte plante, elimină și radicalii liberi eliberați de aloxan la diabetici. Un studiu recent asupra compușilor flavonoizi din epicarpul fructelor de curmale a arătat că acest compus joacă un rol semnificativ în îmbunătățirea diferitelor rezultate biochimice la diabetici. Este important de reținut că, deși curmalele sunt bogate în fibre și nutrienți, ele sunt încă destul de bogate în calorii și cel mai bine sunt consumate cu moderație. Curmalele sunt un înlocuitor sănătos pentru zahărul alb în rețete datorită gustului dulce, nutrienților, fibrelor și antioxidanților. Dacă nu vă plac curmalele și doar consumul de ropii, poate avea efecte antiinflamatorii și poate proteja corpul uman de diferite boli precum diabetul de tip 2 și obezitatea. Consumul regulat de rodie ajută la îmbunătățirea sănătății intestinale, a digestiei și la ținerea la distanța a bolilor intestinale. Infecțiile cu candida și au beneficii ample și în reducerea riscului de apariția diferitelor boli grave, inclusiv boli de inimă, cancer, artrită și alte afecțiuni inflamatorii. Sunt pline de nutrienți de care beneficiază inima, în special de antioxidanți care ajută la calmarea inflamației. De fapt, sucul de rodie conține o activitate antioxidantă de 3 ori mai mare decât cea a vinului roșu sau a ceaiului verde. Studiile sugerează că sucul poate ajuta la scăderea nivelului de colesterol legele dăunător și la reducerea tensiunii arteriale. Așadar, pentru o viață cu o inimă sănătoasă, profitați din plin de beneficiile combinației de rodie și curmale. Multă sănătate. Abonați-vă să rămâneți la curent cu noutățile în domeniu, apreciați materialele pentru susținere și distribuiți canalul cu prietenii voștri.